În urmă cu 3 luni, seara pe la 10:30, sună telefonul. Mă uit, număr necunoscut. Să răspund, să nu răspund, răspund. Aud o voce gravă și precipitată, care în mod surprinzător ia soțului meu. Îl știam la cumpărături. De ce răspunzi așa de greu? Zi mersi că ți-am răspuns, tu nu vezi cât e ceasul? Foarte rău. Sunt încă la Kaufland, m-au făcut băieții, sunt în parcare. Mi-au tăiat cauciucul. Și în timp ce puneam roata de rezervă, mi-au furat geanta din mașină. Trebuie să închid. Este telefonul angajat de aici. A urmat o noapte lungă, cu griji, supărare. Câți dintre voi ați fost vreodată furați? Voi sau cineva drag vouă? Deci știți la ce mă refer. Analizând conținutul gentuței soțului meu, părea că întreaga lui viață intrase acolo. Carduri, chei, digipass, ștampilă, acte, acte de identitate, etc., etc. Și am mai aflat un lucru. Câți bani are el în portofel? Era un subiect tabu. Pe de-o parte, erau aceste sentimente de supărare, de îngrijorare, însă, de cealaltă parte, era dorința mea de a fi recunoscătoare pentru ceva. Știam că mie îmi va fi mai bine. Citisem undeva că, după ce a fost furat, cineva și-a notat în jurnal: voi fi recunoscător pentru 4 lucruri. În primul rând, pentru că este prima oară când am fost jefuit. În al doilea rând, pentru că deși mi-au luat geanta, nu mi-au luat viața. În al treilea rând, pentru că deși mi-au luat tot, nu însemna atât de mult. Și în al patrulea rând, pentru că eu sunt cel care am fost jefuit și nu eu am jefuit. Pe de-o parte, sentimentul ăsta de dorința de a fi recunoscătoare, iar de cealaltă parte, dorința de a fi recunoscătoare de partea asta, iar de partea asta era îngrijorarea, supărarea. De ce ni s-a întâmplat tocmai nouă una ca asta? Și s-a dus o luptă grea toată noaptea. Însă eu sunt antrenată pentru succes, așa că mărturisesc că până dimineața am reușit să scap de sentimentele negative. Poliția a găsit repede geanta și conținutul ei, mai puțin 2 lucruri. Banii, exact. Avem o șansă mică să-i recuperăm, și șervețelele antibacteriene de la care ne-am luat gândul. Morala acestei povești personale pe care am ales să o împărtășesc cu voi, deși soțul meu nu este încântat, este aceea că poți trece mult mai ușor peste momentele dificile din viață dacă practici în mod intenționat recunoștința. Nu este ușor, dar dă rezultate. Vă sunt recunoscătoare pentru atenție.